Suhaia este un lac de acumulare pe râul Călmățui și nu se poate da drumul la apă în Dunăre, spun specialiștii, pentru ca digul de protecție să nu cedeze. Mai multe forțe de ordine sub coordonarea celor de la Apele Române au intervenit în zonă. Lucrările de consolidare și supraanunțate sunt gestionate către reprezentanții sistemului de gospodare a apelor Telorman. În sprijinul acestora acționăm și pompieri militari cu efective de 37 de pompieri, cu două bărci de salvare, precum și cu o autoșeminată. Se pune folie cu saj de nisip, astfel încât apa care deja a trecut peste coronament să nu macine digul din zona respectivă. Nu este în pericol nicio locuință, niciun cetățean, nu este de asemenea în pericol cea mai apropiată localitate să află la câțiva kilometri depărtare. În zonă sunt doar terenuri agricole și câteva grădini în care se cultivă orez. Potrivit reprezentanților ISU Telorman, pe celelalte râuri interne din județ, apa este în scădere, nemai existând drumuri închise sau cu circulație restricționată.